Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă spun bun găsit la o nouă ediție a interviului săptămânii. Revenim cu această rubrică. Astăzi vă propun o discuție despre România europeană. Invitatul meu este cu totul special un membru al Comisiei Europene, singurul, evident, pe care îl avem acolo, doamna comisar european Corina Crețu. Salut, mâna, bine ați venit în Iași! Mulțumesc pentru invitație, mă bucur foarte mult să fiu în acest oraș, în capitala Moldovei, un oraș extraordinar la care țin foarte mult. Deci am înțeles că ați ales cumva acest oraș, e primul din România, în care ați și organizat o întâlnire foarte liberă și democratică, evident, cu cetățenii ieșeni. De ce anume ați ales tocmai Iași? În primul rând, mi-am propus ca aceste dialoguri cu cetățenii, în general, în toate statele membre unde mă duc, să evit capitalele, pentru că, în primul rând, cei din capitale au mai multe posibilități de a se informa. Pe de altă parte, cred că este foarte important să auzim vocea tuturor, a profesorilor, a oamenilor de afaceri, a studenților, și a fost un cadru foarte, foarte democratic, cum spuneați, dar și foarte viu. Am avut o dezbatere foarte viu în legătură cu Uniunea Europeană, cu ceea ce fac eu ca și comisar european, și cred că am fost inspirată să aleg Iașu pentru a avea primul dialog cu cetățenii, dar în România. Vreau să vă spun că, sigur, la început, fiind responsabilă pentru 28 de state membre, mi-a fost destul de greu să echilibrez, pentru că, sigur, tendința mea și inima mea, orice ar fi, rămâne în România. Și mă iertați, să simte această tendință la toți comisarii europeni, că fiecare țară are un asemenea... Bineînțeles, deci nu putem uita modul din care provenim, țara din care provenim, dar, pe de altă parte, sigur că eu, în ceea ce privește, portofoliul meu, am responsabilitatea de a încerca să reduc decalajele care există între toate regiunile din Uniunea Europeană, iar Estul și Centrul European este porțiunea din România, din Europa, care suferă cel mai mult. Deci portofoliul dumneavoastră este de politici regionale. Sunt responsabilă de Fondul de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune, care reprezintă 450 de miliarde din bugetul total al Uniunii Europene, iar România are această șansă istorică de a folosi în următorii 4 ani, numai din fondurile pe care le gestionez eu, 22 de miliarde de euro, la care se adaugă, sigur, alte sume din Fondul de Agricultură, Garanția pentru Tineri, Fondul de Pescuit, deci este suma cea mai importantă. În cadrul acestei sume avem mai multe programe operaționale, în primul rând programul Infrastructură Mare, programul de competitivitate, avem programele de asistență tehnică și, nu în ultimul rând, programul operațional regional, în cadrul cărora se vor face și aceste spitale și care se adresează practic zonelor celor mai sensibile din România. Deci este interesul meu să-mi găsesc timp să vin cât mai des în România. Sigur că acum aș vrea am vrut într-un fel să evit această perioadă complicată de precampanie electorală, dar pe de altă parte cred că a fost important să aduc mesajul acesta că, indiferent de faptul că în România este campanie electorală, nu trebuie să ne uităm responsabilitățile pe care le avem. Sigur, mai avem până la campanie, mai sunt 40 de zile până se dă start oficial, dar rămânând la agenda noastră de la Iași, ieri ați, sau mă rog să spunem vineri, ați avut o altă temă de discuție de interes major pentru ieșini și s-a și dezbătut tema Spitalului Regional. Am avut într-adevăr ieri o zi plină. În primul rând am vizitat împreună cu ministrul Sănătății, cu domnul Voiculescu, dar și cu primarul domnul Mihai Chirică, Institutul de Boli Cardiovasculare și Institutul Parhon, care amândouă au beneficiat de modernizări prin fonduri europene și am fost impresionată de calitatea atât a echipamentelor cât și a construcțiilor.
Dar, într-adevăr, așa cum spuneți dumneavoastră, subiectul fierbinte a fost cel al Spitalului Regional Iași. Eu, să fiu sinceră, mă așteptam ca, odată cu venirea mea aici, să se fi stabilit amplasamentul. Vreau să informez pe telespectatorii dumneavoastră că programul operațional regional a fost semnat de mine împreună cu Guvernul România, adică cu domnul prim-ministru de la acea oră, cu domnul Ponta, pe 23 iunie 2015. Și la solicitarea autorităților române a fost inclus în acest program operațional regional construirea celor trei spitale regionale pentru care s-au alocat din bani europeni 150 de milioane de euro. Deci faceți dumneavoastră socoteala din iunie 2015 până la 1 octombrie 2016, cât timp a trecut și nu avem nici măcar amplasamentul. Până la urmă sunt probleme în relaționarea cu autoritățile administrației locale și naționale împreună cu cele europene în demararea până la urmă acestui... Deci noi nu putem stabili de la Bruxelles care să fie amplasamentele în ceea ce privește spitalele regionale. Aceasta este sarcina Ministerului Sănătății împreună cu autoritățile locale. Acum o săptămână am avut sentimentul că această problemă era rezolvată. Între timp am înțeles că s-a revenit cu a doua propunere, deci este vorba de locul pe care l-am vizitat ieri și care mi s-a părut foarte fezabil pentru că este la 2,5 km de aeroport, pentru că va fi centura Iașului. Înțeleg că mai este o altă localitate care se află la 28 de kilometri de Iași, deci practic nici n-ar mai fi Iași așa cum este în programul operațional regional. Deci eu personal, deși nu am atribuții în alocarea acestui loc, cred că criteriul principal trebuie să fie accesibilitatea. Noi, în cadrul Comisiei Europene, credem că acesta trebuie să fie un criteriu realmente pus pe primul loc, pentru că aceste spitale regionale sunt concepute tocmai să deservească întreaga regiune a Moldovei, astfel încât să se poată ajunge pe toate căile posibile, rutier, aerian, să aibă loc inclusiv pentru un elicopter. L-am rugat pe domnul ministru să decidă până la sfârșitul lunii octombrie, pentru că mai sunt câțiva pași de făcut. În primul rând, studiile de prefezabilitate, studiile de fezabilitate, licitarea pentru a vedea care sunt companiile de construcții care vor construi acest spital regional. Deci, practic, va mai dura cel puțin un an până la începerea efectivă a lucrărilor la acest spital regional. Și dacă lucrările nu vor fi începute cel mai târziu în 2018, este greu de crezut că acest spital regional va putea fi terminat până în anul 2020. Sigur că lucrurile pot continua și după 2020, dar fără bani europeni. Și atunci va fi o povară pe bugetul național și pe bugetul local. De aceea noi ne dorim, în primul rând ne dorim, pentru că știm că prin aceste trei spitale regionale, toate estimările noastre arată că mai mult de 1 milion de oameni vor beneficia de condiții de sănătate mult mai bune și de echipamente mai bune și de... Este un subiect foarte sensibil. Avem pentru următorii 4 ani, la nivelul țării, 387 de milioane de euro pentru investiții în domeniul sănătății. 150 de milioane dintre aceștia sunt pentru spitale regionale și restul sunt pentru alte 280 de investiții, în special în unități de urgență și ambulatorii. Există riscuri, sunt întârzieri, dar doar ca pretext pentru a puncta poate alte riscuri pentru care nu sunt accesate fonduri europene. Ați ieșit cu o declarație acum mai puțin de o lună sau o lună și ați stârnit cumva și comentarii în mediul politic românesc, acel 0% care nu sună, niciodată nu sună bine un 0. Da, mi-a părut foarte rău că această chestiune a fost politizată. Din păcate și la ora actuală, în ceea ce privește fondurile pe care le gestionez, fondul de dezvoltare regională și fondul de coeziune, absorția este tot zero.
Absorția este zero pentru că instituțiile de certificare și de management a programelor operaționale pentru perioada 2014-2020 nu au fost puse în practică. Deci, practic, Comisia nu poate primi nicio factură atâta vreme cât noi nu suntem notificați că aceste instituții funcționează. Deci, la începutul, ca să explic telespectatorilor dumneavoastră mai pe înțeles, bugetul la nivel european este făcut pe 7 ani. Nu este ca la nivel național anual. Această concepție de a avea 7 ani buget european dă voie tocmai de a planifica investiții foarte mari în statele membre. Deci am avut ciclu financiar 2007-2013, care a mai beneficiat de încă 2 ani datorită întârzierilor. Deci, practic, în momentul în care eu am devenit comisar european în noiembrie 2014, aveam rata de absorpție pentru 2007-2013 undeva la 60%. Am înființat un grup pentru o mai bună implementare a fondurilor europene, în care am inclus și România. Am identificat cele 8 state membre care aveau, în special state noi membre, pentru că nu aveau această experiență în privința folosirii fondurilor europene, și sunt bucuroasă să anunț că pe acel ciclu financiar, la ora actuală, avem o rată de absorție de 88,7 împreună cu plățile care s-au făcut deja pentru comisie. Din păcate, eu am fost contrazisă atunci spunându-se că s-au absorbit 0,18%, dar care nu sunt din fondurile mele, sunt din fondul de agricultură, care nu prevede prin regulament să aibă noi instituții de certificare. Da, ce spuneam, e frica de zero, dar 0,18% oricum nu reprezintă nici acest grant. Da, am înțeles că pe agricultură a ajuns la 1%, da. Dar totuși, nu, repet, dar sunt 2 ani pierduți, doamna comisar, că sunt 2014-2020 exercițiul acesta. Eu cred că, în general, în toate statele membre, implementarea s-a pornit cu întârzieri datorită faptului că legislația în Parlamentul European și în Consiliu a fost adoptată cu întârzieri. Dar diferența dintre România și alte state membre este că, deși nu au luat încă bani de la Comisia Europeană, au contractat. Pe mine acest lucru mă îngrijorează. Irlanda, de pildă, a contractat 80% din toată alocația pe care o are pentru perioada de până în 2020. Noi nu avem lucrări începute pe teren. Acest lucru în afară de cele fazate. Deci, după cum spuneam și în cadrul dialogului pe care l-am avut, în ceea ce privește drumurile și infrastructura, din cele 30 de proiecte majore, aproape jumătate nu s-au terminat la timp în decembrie 2015, din vari motive. Am analizat împreună cu colegii mei de la DigiRigio și am oferit posibilitatea de a prelua noi următoarea, de a împărți aceste proiecte în două părți, o parte din 2007-2015 și tot ce nu s-a putut realiza din 2015 să fie preluat în programul de infrastructură mare în 2014-2020, care, repet, are 9,9 miliarde de euro. Deja, din cele 9,9 miliarde de euro, 3 miliarde sunt destinate pentru terminarea celor care ar fi trebuit terminate până în 2015. Și, din păcate, nu avem proiecte noi care să fi fost depuse. Deci acest lucru este o slăbiciune a noastră, care nu poate fi imputată neapărat numai guvernului sau ministerelor. Cred că și administrația locală are această slăbiciune. Noi avem nevoie de o armată de experți care să știe să elaboreze fonduri europene. Deci în momentul în care 75% din proiectele care sunt depuse pentru reabilitări de drumuri județene și comunale sunt respinse pentru că nu îndeplinesc criteriile, aceasta înseamnă lipsă de administrație, de capacitate administrativă, lipsă de capacitate de a elabora proiecte și de a te încadra în criteriile de eligibilitate. Bun, suntem în Iași și în regiunea de Nord-Est. Mulți, puțin, au tot spus că e cea mai săracă din Europa. Dumneavoastră, ca în calitatea noastră de comisar european pe politici regionale, cum o vedeți? Că unii mai eu sunt impresionată de modul în care... Că mai e una în Bulgaria, mai, da? Nu știu dacă ne ajută. Da, da.
Am văzut că am fost... sunt undeva pe acolo, mai este o regiune în Bulgaria, dar cred că eforturile mele și ale autorităților trebuie să fie cu atât mai mare, pentru că oricum am luat-o, este una din cele mai sărace regiuni din Uniunea Europeană, nu numai din România. Sunt impresionată de ceea ce s-a făcut la Iași, pentru că îl cunosc de după 90, știu exact cum arăta. Colegul meu, Cătălin Ivan, avea dreptate în cadrul dialogului cu cetățenii că uităm prea repede cum arătau lucrurile înainte și cum sunt acum și uneori ni se pare de la sine înțeles, apropo și de Europa, că circulăm în toată Europa, că putem lucra, că putem învăța, că ne putem stabili în statele membre și inclusiv aici în Iași am văzut o serie de proiecte foarte frumoase și deci există această parte, cum să spun, a slăbiciunilor pe care eu sunt datoare să le aduc și în vedere, dar pe de altă parte există partea optimistă și bună care mă face să cred că odată puse în practică aceste instituții, proiectele vor demara și vom reuși să absorbim acești bani care reprezintă o șansă istorică, pentru că este vorba de concentrări mari de fonduri pentru care nu știu dacă vom mai avea aceeași șansă de după 2020. Știți foarte bine atmosfera în care lucrăm la Bruxelles. Sunt foarte multe alte priorități, sunt foarte multe nevoi și criticile sunt foarte mari. De fapt, nu criticile. Atunci când ai un portofoliu atât de mare, când vrei să introduci alte priorități, primul buget la care te uiți este cel al coeziunii. Și este datoria noastră, ca țară care beneficiem într-o proporție atât de mare, deci aproape 50% din toate investițiile publice din România sunt făcute pe bani europeni, deci este datoria noastră să ne luptăm pentru a păstra această coeziune și după 2020. Dar nu îmi va fi mie ușor și nici europarlamentarilor dacă noi avem o absorție mică. Dacă în general țările care se numesc prietenii coeziunii și care folosesc acești bani europeni demonstrează că nu îi pot folosi. Deci în momentul acela munca noastră de a ne lupta pentru această politică de coeziune va fi mult îngreunată. Tocmai de aceea eu vreau ca în anul 2017 și 2018 când se vor demara dezbaterile despre bugetul european de după 2020 să putem veni să arătăm cum a contribuit această politică de coeziune în estul european și de ce această politică de coeziune trebuie să continue. Sigur, aminteați de o atmosferă mai tensionată și la Bruxelles. E așa un context internațional. Ați amintit și de 23 iunie 2015, o dată importantă pentru noastră că ați semnat programul operațional regional. La exact după un an, coincidență, britanicii au votat ce au votat. Ce înseamnă asta? Totuși văzut de la cel mai înalt nivel al Uniunii Europene. Da, a fost pentru noi o surpriză. Părerea mea este că a fost o lipsă de informare. Nu, sunt absolut convinsă că atunci când au votat cetățenii britanici, chiar am avut dialogul cu cetățenii în Portugalia și știu că foarte mulți britanici și-au cumpărat case în Portugalia. Nu cred că cei care au votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană și închipuiau că odată cu acest vot vor avea și perspectiva de a-și vizita casele din Portugalia cu vize, pentru că s-ar putea să se ajungă și acolo. Deci, cred că trebuie să rămânem solidari, cele 27 de state membre, să subliniem beneficiile majore ale apartenenței noastre la Uniunea Europeană. O țară ca România nu își poate permite vreodată luxul de a se gândi să iasă din Uniunea Europeană. Tocmai de aceea România este o țară preponderent pro-europeană și așa trebuie să rămână. Noi suntem și într-un context geopolitic în care suntem cumva condamnați să luptăm să îmbunătățim acest proiect politic care a fost cel mai bun proiect politic de după al doilea război mondial. Nu uitați că Uniunea Europeană înseamnă 70 de ani de pace într-o lume în care sunt conflicte în care mor 10.000 de oameni anual. Nu uitați... Unii ar mai nuanța că am avut în fosta Iugoslavie totuși conflict.
Da, care conflict care spațiu european geografic. În fosta Iugoslavia a fost un conflict de după 89, datorită faptului că practic nu s-a putut face trecerea aceasta pașnică de la comunism la democrație, și pentru că în fosta Iugoslavie Tito unise artificial niște state care erau diferite, nu așa cum și în Republica Moldova Stalin a unit o regiune care a fost întotdeauna românească cu o regiune care n-a aparținut niciodată României. Deci era normal să apară aceste tensiuni când pui împreună popoare care nu au nimic... Am dat exemplu în contextul în care vorbeați de 70 de ani de pace. Nu, care da, este... da, deci cu excepția acelor evenimente, dar totuși care nu... Sigur, eu cred că datoria noastră ca oameni care aparținem acestor zone este să... În portofoliul meu eu răspund doar de regiunile din Uniunea Europeană. Dar vă asigur că lucrez foarte bine cu comisarul Hahn, care răspunde de Republica Moldova, de Serbia și alte țări care sunt candidate la Uniunea Europeană. Eu cred că aceea șansă pe care noi am avut-o ca români trebuie să o aibă și aceste state membre. Dar tot în acest context al Brexitului se mai discută așa mai aplecat spre extindere? Deocamdată președintele Juncker a anunțat că până în anul 2020 nu este vorba de extindere, dar procesele de a se alinia la standardele europene continuă și în aceste state membre. Știți bine că au existat critici asupra României și Bulgariei, au fost unele voci care au spus că nu suntem, că nu am fost suficient de pregătiți, tocmai de aceea s-a dat acest răgaz, tocmai pentru că a fost o presiune pe Uniunea Europeană pe care trebuie să o recunoaștem cu valul acesta de intrări în 2005 și în 2007, care sigur a zdruncinat într-o anume măsură Uniunea Europeană. În contextul Brexitului vreau să vă spun că noi la Comisia Europeană așteptăm ca guvernul britanic să facă această solicitare oficială de a respecta voința poporului care a fost votată prin referendum și a înaintat solicitarea oficială de ieșire din Uniunea Europeană, după care vor începe 2 ani de negocieri, care va fi statutul final față de Uniunea Europeană a Marii Britanii. Bun, sigur, va mai dura. Chiar mă uitam de curiozitate astăzi pe site-ul Comisiei. Domnul Hill e cumva dat deoparte? Nu, domnul comisar Hill, comisarul din partea Marii Britanii, și-a dat el însuși demisia. Și n-a pentru fost... că a fost practic unul dintre cei care a militat pentru rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană. Și portofoliul domniei sale e preluat de altcineva? Portofoliul domniei sale a fost preluat de domnul vicepreședinte Dombrovski, dar Marea Britanie are dreptul încă 2 ani cel puțin la un nou comisar, care deja a fost nominalizat, și am trecut de la Lordul Hill la un domn pe care îl cheamă King. Deci de la Lord la Rege, dar nu, e numele de familie, domnul King. Dânsul a fost însărcinat de către președintele Juncker să răspundă de combaterea terorismului. Pe final mai avem foarte puține minute și ar fi de interes și ce cuprinde agenda noastră viitoare. Mai aveți în vedere întâlniri în România, poate mai de interes? Luni voi avea o conferință foarte importantă organizată de Comisia Europeană și de DG Regio, orașul meu în Europa noastră. Este vorba de o întâlnire pe care mi-am propus-o am cu cele 39 de primari care sunt eligibili ca în perioada următoare să folosească și să gestioneze în mod direct bani europeni. Am avut și ieri o întâlnire doar cu primarii din regiunea Moldova. Acești primari vor avea responsabilitatea de a gestiona 230 de milioane de euro în cadrul axei privind dezvoltarea urbană. Iar luni mă voi întâlni cu toți cei 39 de primari. Avem și invitați din străinătate, primarul din primărița din Sofia, primarul din Bordeaux și primarul din Mannheim, pentru că cred foarte mult în aceste schimburi de bune practici și sunt convinsă că primarii din
din Moldova și din întreaga Românie vor fi interesați să participe la această conferință, unde voi merge împreună cu domnul viceprim-ministru Dâncu, pentru că dânsul este responsabil de această agendă urbană. Am toată încrederea că noi sau aleși sau cei realeși vor avea suficientă ambiție pentru a prezenta proiecte de calitate care realmente să facă diferența în orașele respective până în anul 2020, în ceea ce privește îmbunătățirea calității oamenilor, calității vieții oamenilor, în ceea ce privește crearea de locuri de muncă, și i-am asigurat pe toți și autoritățile locale și autoritățile naționale că vor avea întotdeauna în mine și în Comisia Europeană un sprijin. Cum vi s-au părut ieșenii pe care i-ați întâlnit astăzi? În primul rând a fost o discuție foarte vie, s-au ridicat probleme pertinente, am fost bucuroasă să aflu exact părerea lor și a tinerilor studenți care beneficiază de aceste programe europene și a beneficiarilor celor din mediul privat care se confruntă cu probleme reale, concrete, și eu cred că este foarte important pentru noi să nu stăm într-un cerc de sticlă, ci să venim în teritoriu să vorbim și să aflăm direct care sunt problemele cu care se confruntă oamenii pe teren. Vă mulțumim mult că ne-ați vizitat, vă mulțumim pentru interviu. Noi ne propunem să revenim în Moldova pentru a face o analiză a acestui proiect pilot. Știți că practic ne-am propus prin acest proiect pilot să ajutăm regiunea Moldovei să-și facă o strategie și să-și prioritizeze banii pe care i-au pentru perioada următoare pentru a avea cel mai mare impact. Dar nu vă promit că va fi tot la Iași, pentru că cred că merită și alte orașe din Moldova să sigur, aibă nu trebuie să acest privilegiu. Dar la Iași voi veni sigur întotdeauna cu mare plăcere. Programul meu e sâmbătă după amiază. Îmi doresc să mă duc la Trierar, să vizitez puțin centrul, la Sfânta Paraschiva și alte obiective sociale. Mai avem puțin și avem și hramul Sfântei Parascheva. Vă mulțumesc mult încă o dată. Vreau să le urez tuturor numai bine, succes și sigur am această onoare de a fi nominalizată de România în Comisia Europeană cu un portofoliu foarte important și pentru mine este foarte emoționant să văd că banii de care răspund, într-adevăr, schimbă cu adevărat fața orașelor și am fost în centru aici și înainte și după ce a fost reconstruit cu banii europeni. Sigur, atunci nu eram responsabilă de aceste fonduri, dar este într-adevăr o mândrie să văd că putem contribui și vă felicit pentru tot ceea ce faceți, pentru că aici este vorba de o muncă colectivă care nu poate fi făcută de un singur om sau de către... Sigur, mulțumim încă o dată. A fost doamna Corina Crețu, comisar european pe politici regionale. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumim pentru atenție.